De ce se întâmplă? Atunci am arătat, deci comuniștii, care în bază erau analfabeti și inculți, caută chimiști, mai specialiști, oameni care din vechime să știe anumite lucruri și ajungem, să spunem, să ajunge și la mama și la tata, care mai știau totuși ceva față de restul populației, care era, să spunem, imbecilizată complet. Aici comuniștii făcuseră nenumărate crime, deci crimele mergeau aici în România în adâncimea otomană. Și se ia ca țintă Indonezia. Ca țintă Indonezia. Ce se face acolo? Deci se blochează izvoarele, se blochează izvoarele, sunt tehnici speciale de blocat a izvoarelor cu apă de asta, să spunem, cu o consistență din asta mai mare. De fapt, nu e apă cu consistență mai mare, apă, deci o substanță cu o densitate mai mare care blochează acolo, să spunem, până la un moment dat și creează o tensiune în pânza freatică care se transportă, să spunem, pe falia tectonică și se produce, să spunem, un fenomen de alunecare mult mai rapid. Și eram mic, să știa de acum unde, deci a fost cu tremurul ăsta din Indonezia, care a generat valul la seismic, deci în 2004, de atunci ai făcut cu chimiști români, cu, să spunem, pe filiera asta a KGB-ului, deci ordine veneau de la Moscova și de la Pekin, vedeți că în China canalul meu este interzis complet, nici nu pe Baidu, nici nu se vede, nu se vede, deci în baț nu apare nimic. În bațul Vasiliu Lucilius nu apare nimic. Deci de acolo veneau ordini veneau aici, mai mult la Iași, la Piatra Neamț, la Săvinești. Și aici lucrau foarte mulți oameni, deci să facă tot felul de substanțe de astea mai bune, că ideea era să dispară, deci să dispară la un moment dat. Deci ele erau blocate, era un sistem foarte complicat de blocare și de acumulare acolo a unei tensiuni, se spune uriașe, în plăcile tectonice, care fiind în echilibru instabil, să se producă alunecarea asta și deci cu tremurul catastrofal. Deci vedeți că acolo a fost ăsta din 2004, din 2004, 2012, au mai fost încă 3, deci extraordinar de puternici, create așa, pe filiera asta moscovită, cum s-a ajungea totuși să se lucreze, deci s-a ajungea sub teroare, se căutau secrete de astea vechi, cu tremurile de astea mai făcuse și turcii, prin regiunea asta. Și eu eram copil, deci foarte mic, îmi spunea taicul, în 2004, sigur în 2004 ai să vezi un cutremur de ăsta catastrofal în Indonezia, cam în Rusia comuniști s-ar putea să nu mai fie, o să pregătească o ofensivă la genetizare și, într-adevăr, s-a văzut deci un cutremur catastrofal cu un tsunami extraordinar de mare. Și acum au mai fost, deci m-am uitat, eu atunci credeam că sunt poante, că sunt glume, că nici nu îmi venea să cred că se poate face o armă tectonică, deci acolo este prea mult pământ care trebuie mișcat, dar așa, dacă blochezi niște izvoare, evident, deci se creează o tensiune, dacă plăcile sunt în echilibru instabil, nu trebuie să fie o tensiune extraordinar de mare, foarte puțin trebuie ca să obțină un dezechilibru acolo în sistemul de plăci tectonice. Și într-adevăr au avut loc, n-au mai avut loc asemenea tremurii, deci de 300 de ani, deci cu
magnitudine 9, 8,6, 8,2, deci extraordinar de mari, produse, deci, pe filiera KGB România, ca și ajutarea acelor, să spunem, persoane complet dubioase din Cambodgia, deci Pol Pot, Leng Sari, Naom Cha, deci este adevărat ce îmi spunea tatăl meu atunci, nu era minciună, chiar în 2004, am spunea tu în 2004 n-ai să mai fii pentru că vorbești prea mult, iar am ajuns totuși cu sindrom de Charlie Hebdo și doamna asta, Șervan Elena Maria, era implicată în aceste aspecte. Deci unii chiar făceau apă din asta, se spunea apă tectonică, la ei în casă. La ei în casă, deci trebuie să știi formula, dar nu este apă tectonică, o substanță mai complicată care blochează, să spunem, anumite izvoare. Izvoare sunt ca vasele de sânge, deci trebuie să blochezi acolo, în pânza friatică, în niște cursuri din astea de apă, să acumuleze tensiunea asta în pământ și să obții un dezechilibru între plăcile tectonice. S-a întâmplat în 2004, bine, a mai fost și direcția asta Sanhedrin, acolo foarte mulți au trădat, deci ura era în general deci pentru extinderea comunismului, dar și ura a foarte multor familii din astea. La noi era familia asta Sturza, care fusese cumva exclusă de la concesionările de acolo. Deci în România era o ură mare dinainte, șefii de trib de acolo nu concesionau pământ pentru ca românii să facă acolo o stațiune. Am văzut că s-au făcut ceva concesiuni în Madagascar, deci uri vechi din timpul istoriei, deci din adâncimea, să spunem, secolului 1800, care au erupt acum în timpul comuniștilor cu o furie și mai mare, deci comuniștii practic aranjează cu tremurile astea din Indonezia, unde nu se putea infiltra, deci absolut deloc, acolo nu se putea infiltra deloc, cum s-au infiltrat bunoară în Cambodgia.